găsit la principalul grupaj informativ, doamnelor și domnilor, să urmărim împreună titlurile ediției. Absolvenții de clasa 8 au început de luni probele de evaluare națională. Cei care promovează examenul pe baza opțiunilor proprii și în funcție de medii vor fi repartizați la licee și școli profesionale. Lupta politică din interiorul PSD-ului continuă. Președintele Klaus Iohannis face apel la remedierea situației pentru ca imaginea țării noastre să nu fie compromisă. Pietonii și bicicliștii sunt în această săptămână în atenția polițiștilor rutieri. Oamenii legii spun că îi vor sancționa pe toți cei care încalcă regulile de circulație. Un nou transport agabaritic trece prin Sibiu. Încărcătura va porni de la Nădlac și se va opri pe DN73 în localitatea Cristian. Transportul se va face în perioada 20-23 iunie. Absolvenții de clasa a 8-a au început de luni probele de evaluare națională. Cei care promovează examenul pe baza opțiunilor proprii și în funcție de medii vor fi repartizați la licee și școli profesionale. Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a 8-a a debutat astăzi, 19 iunie, cu proba scrisă la limba și literatura română. Miercuri, 22 iunie, elevii vor susține proba scrisă la matematică, iar joi, 22 iunie, se va desfășura proba scrisă la limba maternă. În unitățile de învățământ din județul Sibiu s-au înscris la acest examen 2867 de elevi care au susținut prima probă scrisă în 93 de centre de examen. Din cei aproximativ 2800 de candidați care aveau dreptul de a susține acest examen, doar 2616 s-au și prezentat la probă. 251 au decis probabil că nu sunt suficient de pregătiți pentru a susține prima probă. Rezultatele vor fi făcute publice în 26 iunie. Tot atunci se vor putea depune și eventualele contestații. Rezultatele finale vor fi afișate în ultima zi a acestei luni. În funcție de preferințe, dar și de notele obținute, candidații declarați admiși se vor înscrie la licee. Anul trecut, mai bine de 100 de candidați din alte județe au încercat să obțină un loc de învățământ în liceele sibiene. Lupta politică în interiorul PSD-ului continuă. Președintele Klaus Iohannis face apel la remedierea situației pentru că imaginea țării noastre să nu fie compromisă. De aproape o săptămână, situația politică din țara noastră ține prima pagină a publicațiilor internaționale. Și asta pentru că s-a iscat un conflict între membrii celui mai mare partid politic din România, partid care nu întâmplător a câștigat în urmă cu nu foarte mult timp alegerile care i-au dat ocazia de a da guvernul și de a avea majoritate în Parlament. Alianța PSD-ALDE a ajuns să depună moțiune de cenzură împotriva propriului guvern. O astfel de situație este unică în Europa. Duminică, susținătorii grupului Dragnea Tăriceanu s-au întâlnit pentru a citi textul moțiunii, în timp ce Grindeanu și cei câțiva oameni din jurul său s-au baricadat în sediul guvernului. Șeful statului, Klaus Iohannis, face apel la politicienii implicați să își rezolve cât mai urgent problemele pentru a nu fi afectată imaginea țării. Legat de situația politică actuală, pot să spun așa, numai de asta n-am avut nevoie. Și am solicitat PSD-ului pe toate căile de comunicare să termine repede această criză și să mergem mai departe. E păcat, avem deschidere în lume, ați văzut, în Statele Unite am fost foarte bine primiți. Avem deschidere mare în Europa, ce ne mai lipsește este un guvern stabil, sper să se rezolve repede. Este treaba lor cum o fac. Nu stau eu să dau lecții PSD-ului, este un partid mare și sper să-și rezolve problema foarte, foarte repede. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului Grindeanu va fi votată miercuri. Până atunci, atât cei care țin guvernul pe linia de plutire, cât și conducerea alianței PSD-ALDE poartă negocieri cu toate formațiunile politice în vederea de sprijin politic în ziua cea mare. Pietonii și bicicliștii sunt în această săptămână în atenția polițiștilor rutieri. Oamenii legii spun că îi vor sancționa pe toți cei care încalcă regulile de circulație. Pietonii, bicicliștii și șoferii care nu acordă prioritate intră în atenția polițiștilor. Oamenii legii vor desfășura ample acțiuni de control pe principalele artere din oraș.
În cursul acestei săptămâni, polițiștii rutieri desfășoară acțiuni pe linia prevenirii accidentelor rutiere în care sunt implicați pietonii, pe linia prevenirii accidentelor rutiere pe fondul neacordării de prioritate pietonilor, dar și al indisciplinei bicicliștilor, precum și al încălcării regimului legal de viteză. Pietonii au obligația de a circula numai pe trotuar, iar în lipsa acestuia, pe marginea drumului. Traversarea se poate face numai pe trecerea pentru pietoni sau pe culoarea verde a semaforului destinat pietonilor. Bicicliștii au obligația de a circula doar în zonele unde există piste pentru bicicliști, de a purta veste reflectorizante și echipament de protecție. Copiii cu vârste mai mici de 14 ani nu au voie cu bicicleta pe drumurile publice. Un nou transport agabaritic trece prin Sibiu. Încărcătura va porni de la Nădlac și se va opri pe DN73 în localitatea Cristian. Transportul se va face în perioada 20-23 iunie. Reprezentanții Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere spun că un nou transport agabaritic va trece prin țara noastră începând din 20 și până în 23 iunie. Transportul va intra în țara noastră prin Vama Nădlac, își va continua drumul pe A1 spre localitatea Scămaș-Simeria, intersecția A1 DN7 Orăștie până la Poldul de Jos, iar de aici se va deplasa până la centura ocolitoare a Sibiului. După centură va ieși la Veștem și se va opri la Cristian. Intervenție extrem de dificilă a pompierilor la stația de apă din Media și din cauza crengilor de copaci căzute în bazin, orașul ar fi putut rămâne fără apă. Pompierii s-au luptat ore în șir cu imense cantități de crengi, deșeuri și alte resturi pe care au trebuit să le îndepărteze din calea apelor. 18 pompieri au fost solicitați să intervină de urgență în Mediaș pentru a scoate din Târnava Mare mai mulți copaci, deșeuri și alte resturi care riscau să ajungă în stația de epurare a orașului și să lase întreaga localitate fără apă. 18 pompieri din cadrul secției Mediaș intervin în zona stației de tratare a apei din municipiul Mediaș pentru scoaterea unor copaci din apă care pun în pericol alimentarea cu apă a orașului. 18 pompieri intervin cu două bărci și mijloace de intervenție specifice. Este vorba despre 4 copaci mari și mai multe crengi care riscă să blocheze intrarea apei în stația de tratare. Acțiunile de curățare a apei au început luni la ora 10. Pompierii spun că este o intervenție extrem de complexă. Copacii au ajuns în apă după ce au fost smulși în urma furtunilor din weekend. Zeci de șoferi s-au ales cu dosare penale sau au rămas fără permis în weekendul care tocmai s-a încheiat. Cei mai mulți au fost sancționați pentru că au urcat beți la volan sau pentru că au călcat prea tare pedala de accelerație. În această perioadă, polițiștii rutieri au constatat 12 infracțiuni la regimul circulației și au reținut în vederea suspendării dreptului de a conduce 25 de permise, cele mai multe pentru depășire neregulamentară și conducere sub influența alcoolului. Primul conducător prins băut la volan este un bărbat în vârstă de 45 de ani. Acesta a fost depistat conducând în Mediaș cu o alcoolemie de 0,43 mg per litru de alcool pur în aerul expirat. Cel de-al doilea ghinionist care a încăput pe mâna polițiștilor este un bărbat în vârstă de 64 de ani depistat pe strada Octavian Goga din Sibiu. În cazul său, etilotestul a indicat o valoare de 0,61 și tot pe Goga, polițiștii au depistat un tânăr de 22 de ani care conducea fără permis. Atât acesta cât și tânăra în vârstă de 25 de ani care îi încredințase autoturismul deși știa că nu deține permis s-au ales cu dosare penale. Tot cu dosar penal s-a ales și un tânăr de 28 de ani prins de asemenea băut la volan. De miercuri, pasarela de peste râul Someș va fi închisă pentru consolidare. Lucrările vor dura 4 luni. Pasarela pietonală de pe râul Someșul Mic, care face legătura între cartierele Grigorescu și Plopilor din apropierea parcului Iuliu Hațieganu, va fi închisă începând de miercuri 21 iunie. Aceasta va fi consolidată în vederea punerii în siguranță a pietonilor. Vor fi realizate lucrări de înlăturare a tablei striate, erodate și corodate. Acolo unde este cazul, se va face verificarea stării de coroziune a profilelor și a îmbunătățirilor și vor fi înlocuite elementele degradate. Primăria recomandă cetățenilor ruta alternativă de circulație podul Garibaldi. Lucrările sunt în valoare de 432.000 de lei și vor dura 4 luni. Vineri 23 iunie la Alba Iulia va avea loc o nouă ședință de Consiliu Local. Pe ordinea de zi se află repartizării de locuințe, rectificare de buget, modernizări de sedii și străzi.
Consilierii locali din Alba Iulia se reunesc vineri 23 iunie de la ora 13 în ședință ordinară cu 22 de proiecte pe ordinea de zi. Vor avea de aprobat repartizarea unor locuințe, rectificare de buget, obiective investiții pentru dezvoltare imobiliară, extinderea și renovarea centrului de zi pentru persoane vârstnice. Tot pe ordinea de zi a ședinței de vineri se află și proiectul de măsuri pentru sprijinul comunității rome. Consilierii locali vor mai avea de aprobat lucrări pentru creșterea eficienței energetice la sediile unor licee, modernizarea străzilor din zona dealul Furcilor, dar și organizări pentru reabilitarea Palatului Principilor. Se pot adopta câini de la adăpostul din Târgu Mureș. Doritorii trebuie să aibă vârsta minimă de 18 ani și să aibă asupra lor actul de identitate. Primăria Târgu Mureș anunță iubitorii de animale că pot vizita adăpostul de câini de pe strada Prutului numărul 24 Mureșeni Sat, lângă serele de flori ale primăriei și adopta un prieten necuvântător. Câinii care vor fi adoptați sunt vaccinați, deparazitați, sterilizate, femelele castrați masculii și înregistrați în programul REX cu carnet de sănătate. Adopția este gratuită. Este necesar actul de identitate, iar vârsta să fie de peste 18 ani. Cei care doresc pot dona mâncare, pături sau alte textile care se vor folosi pentru culcușul animalelor. Persoanele interesate pot vizita adăpostul de luni până vineri între orele 8:30-18. Accident grav între localitatea 23 August și Mangalia. O mașină s-a răsturnat și a luat foc din cauza unui cablu. Un grav accident de circulație s-a produs pe DN39 în județul Constanța, între localitatea 23 August și Mangalia. Un autoturism s-a răsturnat într-o curbă deosebit de periculoasă și a luat foc la partea din spate din cauza unui cablu. Șoferul a fost prins între fierele contorsionate și a fost salvat de echipajul de la Smurt. Polițiștii de la rutier au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele producerii accidentului. Peisaj sălbatic și stânci cu forme bizare, Pietrele Doamnei din masivul Rarău reprezintă o rezervație naturală fascinantă și are mai multe legende. Rezervația Pietrele Doamnei este o arie protejată de interes național situată în județul Suceava. Se întinde pe o suprafață de 933 de hectare în versantul nordic al munților Rarău, la o altitudine medie de 1400 de metri, în partea nordică a orașului Câmpul Lung Moldovenesc. Rezervația reprezintă o zonă montană de un deosebit interes geologic, peisagistic, floristic și faunistic. Zona adăpostește plante rare precum papucul Doamnei și floarea reginei, dar și păsări foarte rare, cocoșul de munte, minuniță, ciocănitoarea de munte. Pe teritoriul ariei naturale protejate se află o formațiune de stânci calcaroasă înainte de 70 de metri, cunoscută sub numele de Pietrele Doamnei, denumire de la care provine numele rezervației. Cu o formă spectaculoasă învăluită în mister, apariția Pietrelor Doamnei este explicată de localnici prin numeroase legende. Cea mai cunoscută dintre ele are legătură cu doamna Elena, soția voievodului Petru Rareș. Pe la anul 1541, ajungând aproape de culmile Rarăului, domnitorul și-ar fi lăsat aici soția, fiul și o parte din avere. Tătarii care au atacat peștera Comorilor nu au reușit să pătrundă în ea, deoarece o grămadă de bolovani s-a prăbușit asupra lor îngropându-i. Așa a scăpat familia domnească de năvala tătarilor, dar cu prețul bogățiilor ce au rămas închise pentru totdeauna în adâncurile pământului. De atunci, stâncile care au ajutat-o pe doamna Elena să scape cu viață au fost numite Pietrele Doamnei. Anastasia Lazariuc a dezvăluit ce aliment o ajută să se mențină tânără și suplă la 63 de ani. Artista nu a ținut niciodată dietă, dar are întotdeauna în frigider morcovi. Și zile se duc și vin în drumul lor, pe aripi de vânt, pe aripi de dor. Anastasia Lazariuc arată extraordinar la 63 de ani, iar secretul siluetei și tinereții ei este un aliment ieftin și ușor de găsit. Artista acordă o atenție sporită alimentației și se pare că datorită morcovilor vedeta se menține tânără și frumoasă. Din frigiderul solistei nu lipsesc aceste rădăcinoase, indiferent de anotimp. Dietă nu am ținut niciodată, post da, așa m-a învățat mama. Nu am reușit însă să țin cap-coadă un post, dar când vreau să mai slăbesc, asta fac. Pe vremuri când era Ileana la mine și deschidea frigiderul, că deau morcovii și îmi striga că nu are ce să mănânce la mine. Acum se întâmplă asta când mă duc eu la ea și deschid frigiderul, a mărturisit Anastasia Lazariuc. Ziua când ne-am cunoscut, erai sentimental, cum parcă în viață n-am știut. Acestea au fost știrile. Nu uitați, puteți trimite imagini și informații de la evenimentele la care sunteți martori pe adresa de e-mail știrearondevenimentsibiu.ro. Sunt Diana Cerciu, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!